Bună seara, doamnă, domnișoarelor, domnilor, bun găsit. Un fenomen explicabil, de altfel, nu e un fenomen inexplicabil, se întâmplă în această perioadă în toată lumea. Mult așteptatul episod 8 din Star Wars, The Last Jedi, tradus Ultimii Jedi în România. Într-adevăr, l-am apucat să-l văd aseară, nu vă povestesc foarte multe lucruri, vă las să-l vedeți voi. Am un invitat cu totul și cu totul special în această seară, este Alin Apostol. Bună seara, bine ai venit, Alin! Bună seara și forța fie cu voi! Forța fie cu noi toți, da! Club Star Wars România, pe de altă parte, vă spun eu, medichirurg, adică operează cu laserul ăsta eventual. Avem pe masă în acest moment o sabie laser. Dă-i drumul un pic așa și pe urmă oprim, că ne brează toată emisiunea. Este sabia laser a lui Mace Windu, pentru cine nu știe. Gata, putem să oprim acum, că ne brăm. De unde pasiunea asta, Alin? La tine, că pe urmă spui și eu de unde e la mine. Pasiunea asta este veche, foarte veche. Din 78, 77, 78, prima oară când am văzut într-un PIF, pe timpul Ceaușescu, vă dați seama, un PIF, am văzut niște personaje, erau jucăriile produse de o firmă atunci ca... Nici nu putem să-i spunem numele, da, corect, să nu creadă cineva că facem reclamă. Fanii adevărați o cunosc și am rămas atât de impresionat de varietatea acelor personaje și mi-aș fi dorit din tot sufletul să știu ce semnifică, ce este cu acel moș îmbrăcat în călugăr, cu acel individ negru și... Robot, zicea toată lumea că e robot. Robot, da. Dar arăta ca un craniu, așa, cu masca aceea, cu maimuța, cu arbaleta. Erau în mintea mea de copil atunci o întreagă poveste care începuse să se concretizeze. În momentul în care au ajuns la noi filmul și... Nu știu, eu pentru prima oară am văzut Imperiul Contraatacă. Da, și eu la fel, ăla este primul care a venit în România în 81, cred. Da, bănuiesc că da. Oricum, ăsta a fost primul film care l-am văzut. A fost așa un boom, un wow și din momentul ăla pot spune că chiar toată viața mea am aranjat-o într-un fel pe... a fi Jedi, pe a-ți crea nu atât o religie, nu e vorba de religie, un mod de viață și un mod de viață destul de simplu și de sănătos. Da, asta e. Și eu am văzut filmul tot, cred că 1981, 1980-81, chiar mă contraziceam cu cineva, îți povesteam înainte de emisiune, care spunea că logic ar fi fost să văd A New Hope primul, Star Wars, A New Hope, dar am văzut Imperiul Contraatacă pentru că așa l-au adus în România. Am văzut undeva la o grădină de vară în București, am rămas perplex. Eram în clasa 1-a, 2-a, eram gata, din momentul ăla și universul meu s-a schimbat cu totul. Bine, în mințile noastre de copii atunci, când a apărut Imperiul Contraatacă, episodul 5, au fost destule înjurături la adresa conducerii de atunci. Uite câte episoade ne-au mâncat ăștia. Da, da, corect. Exact, ne-au mâncat toate episoade și noi n-am văzut. Dar nici George Lucas nu le făcuse, deci e regulă. Până la urmă n-au fost vinovați comuniștii. Da, a fost un moment de referință și trebuie să ne aducem aminte așa cu oarecare tristețe că nu aveam acces la nimic din ceea ce înseamnă industria de pe lângă film. Adică nu aveam acces la elemente pe care copiii care trăiau în străinătate, în Occident, în Statele Unite, le cumpărau din orice fel de magazin. Noi nu aveam acces la astea, noi aveam doar filmele și atât. Și ce ne mai făceam noi filme în cap în momentul ăla? Am văzut... Scuze-mă, nu, zi, filmele, zi. Filmele și alea luate pe sub mână și, nu știu, da, înregistrate. Cel puțin Return of the Jedi este clar că da. A fost pe sub mână total, deci filmul ăla nu a mai fost cumpărat, să zicem, de regimul comunist, nu l-am mai văzut, exact, pe marile ecrane. Videotecile atunci. Atât, ilegale total, da.
L-am văzut fără subtitrare, l-am văzut la un moment dat cu o subtitrare cu un pic de voce de la Irina Nistor, a fost prima oară. Deci era extraordinară cu... cu Chucky și cu Skylooker și cu... Erau alte nume la personaje, dar până la urmă, una peste alta l-am văzut și asta a fost important. Am reușit să vedem până să treacă perioada comunistă, deci până în 89 am reușit să vedem trilogia asta, ceea ce a fost foarte important pentru cei care și astăzi sunt fani Star Wars. Și sunt destui, nu? Da, sunt. Câți membri sunt în clubul ăsta Star Wars România? 870 membri, dar sunt mulți simpatizanți care... Bine, acum calitatea de membru e mai puțin importantă. Important e ceea ce simți și ceea ce dorești să faci alături de... Știi că unii au impresia că ne lipsește ceva. Acum, probabil că toată lumea știe că și eu sunt un mare fan Star Wars. Nu se văd la televizor toate lucrurile care sunt pe mine în momentul ăsta din Star Wars. Nu putem să vorbim despre ele toate, da? Ideea este că și eu sunt îndrăgostit de saga asta, care a fost, am avut o trilogie, apoi au fost 6 filme, acum vor fi 9, pentru cei care, iarăși am auzit o chestie, că nu, domnule, ăsta e ultimul, 8-ul e ultimul. Nu se poate, mă, totdeauna sunt câte 3. Da. Hai să le povestim celor care se uită la noi și poate nu sunt atât de familiarizați cu filmul, hai să le povestim care este, de fapt, povestea acestui film și să o luăm cu început, o luăm chiar cu episodul 1 și să venim până la episodul 2, încet, încet. De fapt, și aici tu poți să spui dacă ești de acord cu mine sau nu, mie mi se pare că cel puțin primele 6 au urmărit apariția, dezvoltarea personală și declinul lui Anakin Skywalker. Da, da, primele 6 într-adevăr și au arătat ce înseamnă să, de fapt, a fost o contradicție între două ideologii de cursul timpului, ideologii în ceea ce privește fanii. Unii considerau partea luminoasă a forței ca o alterare a partea întunecată ca o alterare a părții luminoase și care, da, deci trebuia exclusă. Și atunci forța practic era numai parte bună, iar partea întunecată era alterarea, păcând ceilalți și care se dovedește acum în continuare că aveau dreptate. De fapt, forța e un echilibru între cele două părți și exact cum suntem oricare dintre noi, avem și o parte luminoasă și o parte întunecată, important e care dintre ele predomină și cum le controlăm noi, de fapt. Cum le controlăm, da, să predomine, în fond. Da, personajul ăsta care, mă rog, ne este prezentat ca și un copil de 10 anișori în primul episod, The Phantom Menace, amenințarea fantomei, cum, da, și traducerile astea uneori sunt un pic mai, nu știu, le-aș zice șugubețe, așa, șugubețe. Tot cu... cum crește, cum evoluează, cum se antrenează ca să devină Jedi, apoi trece, teoretic, să zicem, de partea răului sau de partea întunecată a forței, este sedus de partea întunecată a forței, dar de fapt este, după părerea mea, o poveste care ni se potrivește nouă tuturor. Da. Da. De fapt, Anakin, putem spune despre viitorul Darth Vader, că el practic a adus echilibru în forță demonstrând ceea ce am discutat mai devreme și practic a distrus fiecare sistem care deja se altera. Inițial niște mituri, vechea republică cu corupție și cu Jedi nu mai reprezentau decât o spoială. Era un sistem care nu-și mai avea rostul. El a reușit să-l distrugă. A venit progresistul, în ghilimele, Imperiu, care a încercat să meargă mai departe, dar și-a dat seama că de fapt era bazat pe ură și pe rasism.
Da, da, exact. Erau planete întregi distruse de Steaua Morții, de exemplu. Da. Fie să dea doar un exemplu rebeliunii sau să era, ei considerau ființe inferioare. Inferioare. Aici discutăm de foarte multe rase și așa mai departe. Ceilalți umanoizi care de fapt nu se ridicau la rangul de om, să le spunem, ghilimele. Da, și erau efectiv uciși. Uciși, da. Și oricum, între ofițeri și între stormtrooperi, niciunul nu accedea acolo. Da, corect. Și în momentul în care și acest imperiu s-a dovedit a fi o formă infamă de guvernare, Anakin a distrus inclusiv acest imperiu. Da, omorându-l pe împărat la momentul respectiv, fostul cancelar Palpatine. Exact, exact. Că a intervenit mult acum și iubirea de fiul lui, de Luke, care la un moment dat probabil a echilibrat din nou sentimentele lui Darth Vader. Asta este partea a doua, dar el ca entitate, Anakin și Darth Vader, ce să zic, a fost super că efectiv a reușit să distrugă orice sistem care s-a dovedit a fi. Dar erau o sumedenie de mituri care la un moment dat nu își mai aveau locul. Și mie cel mai interesant mi se pare că George Lucas, cel care inventatorul, da, cu ghilimele de rigoare, acest univers, că tot vorbim de stat paralel, ăsta e universul paralel, un univers paralel într-o galaxie, cum începe și filmul, ne spune, da, într-o galaxie foarte, foarte îndepărtată. Ei bine, de fapt, toate raportările sau tot ce poți face din punct de vedere raportare socială, conexiune socială, se raportează la Pământ, la planeta noastră. Absolut. La felul în care sunt văzuți anumiți oameni de pe planetă, la puterea pe care o au unii oameni de pe planetă, la răul pe care îl fac unii, la binele pe care îl fac unii. Pentru că, de fapt, toată această galaxie despre care ne povestește atât de frumos George Lucas, este o conexiune directă cu ceea ce se întâmplă pe Pământ. Cine are mintea destul de deschisă să vadă, vede. Cine nu, îl vede doar pe Chewbacca. Exact. Și niște săbi laser și erau reclamele alea la televizoare, cred că au și dispărut între timp. Erau niște televizoare la un moment dat, color. Deci, că, dom'le, nu mai stai să te uiți la televizoare alb negru, ia-ți televizorul tău color și povestea individuală în piață. Ciudata maimuță, ei nu puteau să zică Chewbacca, aici au ciudata maimuță, la gratii, ăla micu aprinde lanterna, laser, frate. Erau niște reclame care, mă rog, dar dincolo de toate, tot universul ăsta se regăsește aici, tot ce se întâmplă în galaxia asta far, far away, de fapt se întâmplă aici pe Pământ. Și George Lucas, mie mi se pare că este... sau putem să-l punem lângă Jules Verne, lângă Michelangelo, lângă Da Vinci, un om care reușește să vadă în viitor foarte bine. Da, da, un vizionar. Un vizionar. Un vizionar, nu știu, eu și cu mulți prieteni din club și cu care am discutat, ne-a deschis foarte mult mintea prin descrierea forței. Și prin descrierea... Forța vie, da, forța vie. Da, nu, deci nu mai, efectiv nu mai putem să vedem, eu știu, divinitatea ca un moșuleț care stă undeva și se uită și se face. Efectiv, această energie care există peste tot și care ne dă viață și apoi se reîntoarce în ea, e o explicație mai mult decât satisfăcătoare, cel puțin pentru mine. Da, poate fi, pentru unii poate fi paradoxal, într-adevăr poți să te gândești la Dumnezeu, la divinitate, ca la acel moșuleț pe care unii așa îl văd ei. Deocamdată nu l-a văzut nimeni, iarăși este o discuție și toate lucrurile astea evident că duc într-o anumită direcție. Ar fi de asemenea stupid să nu credem că există o forță superioară nouă. Că nu cred personal, eu nu cred că ne-am dezvoltat chiar așa, am evoluat chiar așa cum susțin darviniștii. Nu cred că teoria lui Darwin este complet greșită, să ne înțelegem, dar cred că mai există niște lucruri care probabil vin în paralel cu ea în completare, fiind medic, probabil sunt că... Absolut convins, absolut convins. Nu. Este
la fel ca și comunismul, un empirism plăcut. În sens, de ce spun asta? Darwin, într-adevăr, a corelat foarte bine, dar la nivel de specie. Dar să nu uităm că specia e făcută din indivizi. Iar niciodată un pește scos pe uscat nu o să facă picioare sau nu o să-i se transforme branhiile în plămâni și o să înceapă să meargă. Va muri. Orice individ. Și de la an la an, aceea specie evoluează. Dacă trece într-o perioadă de uscăciune, de secetă, este condusă pieirii. Ea nu se transformă. Da, greu, probabil că și explicația asta, dom'le, am evoluat în milioane de ani. Da, poate fi și asta o explicație, dar mi se pare un pic că niște lucruri greșesc. Și aici, iarăși, revenim la George Lucas, evident. George Lucas vine, de fapt, cu o teorie asupra unor fenomene pe care noi le întâlnim în viața de zi cu zi și pe care noi le explicăm. Le acceptăm pur și simplu ca atare. El vine cu niște teorii, cu niște explicații, chiar dacă pune explicațiile astea în gura unor extratereștri, unor ființe pe care noi, evident, le vedem urâte, diforme și așa mai departe, că abundă filmele din seria Star Wars, abundă de tot fel de ființe de astea. Unele sunt urâte rău, dar au frumusețea lor, pe lângă urâțenia asta pe care o avem noi așa, că noi credem că suntem cei mai frumoși din univers. Pe lângă asta, totuși transmit niște mesaje, spun niște lucruri și fiecare frază, dacă urmărești un film din seria Star Wars, nu odată l-ai văzut, wow, ce fain, câte efecte speciale, câte săbi și câte lasere, da? Nu, trebuie să noi, cel puțin eu, dar presupun că și voi, noi suntem noi brașovenii din Star Wars, ei bucureștenii din Star Wars, să ne înțelegem, da? Vedem filmul de mai multe ori până înțelegem, până îi prindem toate aspectele. Da, da. Unii se miră, râd de noi, ce dumnezeu, ăștia nu sunt treci, nu pot vedea filmul o singură dată ca oamenii. 100 de ori e puțin fiecare film văzut și încă mai găsești un lucru care îi arată într-un fel genialitatea lui Lucas. Filmul nu e făcut un film și apoi mers către detalii. E făcut dintr-un sumum de detalii care acoperă după aia o întreagă varietate. Iar detaliile astea trebuie căutate și toate au legătură între ele și legătură cu celelalte episoade. Trebuie să vezi, noi povestim să vezi un pic în fan, și în spate. Deci noi trebuie să vedem, dincolo de orice comentariu, cine vrea să descopere acum universul ăsta, că nu l-a descoperit încă, pentru că am văzut foarte mulți oameni foarte tineri la filmele astea și sunt convins că nu toți au văzut celelalte 6 episoade. Probabil că dragostea lor s-a aprins la episodul 7. Trecând prin Rogue One și ajungând aici. Dar ca să înțelegi Rogue One, trebuie să vezi episoadele 3 și 4. Pentru că altfel nu îți dai seama ce e Rogue One. E a Star Wars story, se bate aia pe acolo, vor să fure nu știu ce fișiere cu nu știu ce date. E foarte frumos ca acțiune așa. E Star Wars și nu e Star Wars. Apare Darth Vader, dar în rest nu prea înțelegi care e legătura dacă nu ai văzut filmele. Deci dacă ai văzut episodul 3, în momentul în care Darth Vader devine Darth Vader, Anakin Skywalker devine Darth Vader, și episodul 4, care începe cu atacurile astea asupra Stelei Morții, apare Steaua Morții în poveste, îți dai seama, de fapt, pentru ce au luptat oamenii în Rogue One, ca să obțină datele de la Steaua Morții și așa mai departe. Și cât de perfect se leagă. Se leagă și fac unesc cele două episoade. Da, o să povestim acum un pic despre episodul 7, că reîncepe povestea după ce Disney a cumpărat drepturile de la Lucasfilm. Eu, sincer, am avut așa o strângere de mână, de inimă. O strângere de mână avea și vrut să am cu George Lucas, dar n-am avut încă. Dar nu mai e, nu-i timpul trecut. Am avut o strângere de inimă pentru că am zis, băi, o să ne ducem în derizoriu, știm ce înseamnă Disney, ne place Disney, dar nu mi se părea că se potrivește cu Star Wars. E, uite că se potrivește, nu? Da, la fel, bine, cred că cei mai mulți fani au avut această strângere de inimă și apăruseră și acele
poze cu Mickey și da, da. Pluto, Jedi, Sith. Nu știu, primul film, episodul 7, mi-a dat o speranță. A new hope. Exact. Mi-a dat o speranță. Bine, mulți spun că nu s-a ridicat la nivelul A New Hope, episodului 4. Dar mi-a dat o speranță de forță și de forță, înțeleg, de puterea filmului și de puterea pătrunderii în psihicul, în spiritul oamenilor. Dar, pe de altă parte, multe detalii care reflectau ceea ce lucrase Lucas la celelalte episoade. Și am zis că se simte ceva bun. Așa ca Jedi, știi, ca Jedi trebuie să simți niște lucruri. Și eu am avut surpriza ca unii care erau chiar fan declarații ai filmului, prieteni din anturaj, da? Eu zis, băi, e bine 7, dar nu e, frate, ca 4, nu e nici ca 1, nu e nici ca 2, nici ca 3, nici ca 5, nici ca 6. Adică e așa, cred că e un surogat că au luat ăștia de la Disney și vor să facă bani. Și le-am spus, aveți răbdare. Nu cred, sunteți pricepuți, aveți răbdare. Acea trambulină care a propulsat după aia în... Exact, și zic, aveți răbdare, pentru că cei care ați văzut 4, atunci când a apărut el în România, probabil a zis, bă, ce fain e filmul ăsta, da, mă rog, era fain și mai erau niște filme pe vremea aia, în 80-81, ne mai lăsau comuniști să vedem și Capitanul Nemo, erau roboți, erau făcut mai pe model science fiction. Mai vedeam niște filme, dar le-am spus, aveți răbdare, pentru că este un nou start în acest film. Exact. Acum vorbim de niște personaje pe care noi evident că le înțelegem în mai mare măsură decât cei care n-au văzut și n-au citit Star Wars, că trebuie să citești Star Wars. Dacă vezi doar filmele, te-ar putea să rămâi limitat la filme. Eu personal am citit vreo 25 de cărți Star Wars, scrise de tot fel de oameni care acum semnează scenariile de la Star Wars. Adică știam cu mult timp înainte că trebuie să mai întâmple ceva. Știam și despre ăștia doi, chiar dacă nu îi știam după nume, Rey și Kylo. Nu vă spunem ce-i cu ei. Unii, probabil, care știu și se pricep, își dau seama cam ce ar putea fi cu ei. Dar știam că Luke Skywalker o să se întoarcă, știam că Leia o să se întoarcă, știam că Han Solo o să o pățească, cam știam lucrurile așa despre filmul ăsta, care urma să vină și nu mai venea, domnule. Și până la urmă, uite că s-a întâmplat. S-a întâmplat și a fost, nu știu, pentru noi o bucurie și o tresărire așa ființei noastre. În ceea ce privește nou film? 8. Da. Nu spunem prea multe. Să-i lăsăm pe oameni multe, să-l vadă, dar să nu-l vadă dacă nu le-au văzut pe celelalte 7. Asta e ca o dorință. Faceți-vă timp. Episodul ăsta e fenomenal, dar faceți-vă timp să le vedeți pe celelalte 7 și Rogue One. Deci 8 filme trebuie să mai vedeți în afară de episodul 8. Sunt multe corelații care le face și... Multe răspunsuri pe care le dă. Și unii or să simtă acele trăiri care le-au simțit în anii 80, pe la început, când au văzut Imperiul Contraatac. Atâta poți să spui, nu? Da, noi l-am văzut aseară, evident. Chiar mă întrebau prietenii pe Facebook și le mulțumesc pentru interes. Mă întrebau, și nu te-ai dus la Londra să vezi? Și am glumit și eu acolo. Zic, băi, nu m-am dus, că nu era cu subtitrare. Ce vrea să zic? Da, sigur, mi-ar fi plăcut să fiu la Londra, mi-ar fi plăcut să fiu la New York, Los Angeles, unde au fost avant-premierele. Dar m-am bucurat și la Brașov, să-l văd aici la Brașov. Aseară, de la ora 10, am reușit să văd filmul. N-am avut cele mai bune locuri, mi-aș dori niște locuri mai bune, dar m-am trezit foarte târziu, că așa se întâmplă. Credeam eu că un prieten de-al meu deja a luat bilete. Nici el nu mi-a zis că n-a luat și când mi-a zis, auzi, noi nu mergem la film, m-am panicat, evident. Vă invit pe toți să-l vedeți, să vedeți episodul ăsta cu numărul 8. Este
este bine să le vedeți și pe celelalte cumva. Sau poate veni să-l vedeți pe ăsta, vă trezește interesul și ca să-l înțelegeți în totalitate, să le vedeți și să vedeți celelalte episoade. Revenind un pic la episodul 7, pentru că îl văd ca un nou început al unei noi, da, e o trambulină Star Wars trilogii. Calitatea lui este că prinde și amestecă destul de bine personajele vechi cu noile personaje care vor crea noua trilogie. La premiera episodului 7, Mark Hamill, actorul care îl interpretează pe Luke Skywalker, spunea: noi ăștia bătrânii am venit aici doar ca să ne lăsăm bărbi și să privim. Dar urmăriți în continuare. Și A avut dreptate. Bine, apariția lui este undeva pe final, în episodul 7, când ajunge Rey pe insula pe care ea deja o visa, să știți, ea visa insula asta, vrea să ajungă acolo, ajunge, venea de pe Jakku, care era o planetă deșertică, așa cum era și Tatooine, planeta unde îl întâlnim pentru prima oară pe Anakin Skywalker. Și pe Luke. Și pe Luke, evident, da. Luke și Leia, cei doi copii a lui Anakin și ai prințesei Amidala. E o poveste întreagă aici și e o poveste și despre un soi de religie la acel moment în acel film, vorbind despre Jedi, care era o adevărată religie, așa cum și Sith era o ramură a acestei religii, ramura întunecată. Acum se transformă din episodul 7 se transformă în First Order, dar se pomenește în continuare de Sith ca fiind reprezentativ, iar First Order poate fi un continuitor al Sith, păstrându-se ideea că Sith sunt doar doi întotdeauna, un maestru și un ucenic. Povestea este frumoasă și vă recomand să o vedeți. Noi, după ce înregistrăm această emisiune, mergem la cinema. Ne pregătim să ne întâlnim cu alți fani Star Wars, să ne îmbrăcăm ca în Star Wars. Eu a trebuit să fac emisiune, am îmbrăcat așa frumos, că mă știți că sunt de drăguț mereu la emisiunile astea. Dar să știți că echipamentul îl aveam și eu. Dacă veniți la cinema, cu siguranță ne întâlnim și o să fie alte personaje. Nu o să mai fie Danghiță ăsta de aici, de la televizor. Și nici Alina Apostol nu o să mai fie Alina Apostol. Se schimbă și el un pic. Mai avem și niște Jedi foarte, foarte mici și simpatici. Așadar, vă așteptăm la cinema și vă invit încă o dată să vedeți acest film. Și dacă aveți întrebări, știți unde mă găsiți. Nu cred că e așa o mare problemă. Alin, mulțumesc frumos pentru participarea la emisiune. O mare plăcere pentru mine de fiată să întâlnesc un fan Star Wars și dacă am și ocazia să fac emisiune cu el, este perfect. Plecăm să ne luptăm, să vedem dacă forța este în continuare cu noi. Nu, închide tu emisiunea, te rog frumos, asta cu May the Force be with you. Și eu le zic doar de pe acum la revedere și las pe Alin să închidă emisiunea. Forța fie cu noi întotdeauna.